Miniștrii propuși de premierul desemnat Dacian Cioloș urmează să fie audiați azi și mâine în comisiile de specialitate din Parlament, iar ulterior urmează să primească votul de investitură în plenul reunit. Conform Constituției, Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților, 382 în total, și senatorilor, 165 în total. Este nevoie deci de 275 de voturi pentru. Cu excepția ALDE, formațiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu, toate partidele reprezentate în Parlament au anunțat că vor vota noul guvern: PSD, PNL, UNPR, UDMR, PSRO și PMP. Premierul desemnat Dacian Cioloș se va prezenta în Parlament cu următoarea listă de propuneri: viceprim-ministru și ministru al Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri Costin Grigore Borc, viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Vasile Dâncu, Ministerul Afacerilor Externe Lazar Comănescu, Ministerul Afacerilor Interne Petre Toba, Ministerul Apărării Naționale Mihnea Ioan Motoc, Ministerul Finanțelor Publice Anca Dana Dragu Paliu, Ministerul Justiției Cristina Gușet, Ministerul Fondurilor Europene Aura Carmen Răducu, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Achim Irimescu, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice Claudia Ana Moarcaș, Ministrul Energiei Victor Vlad Grigorescu, Ministerul Transporturilor Costescu Marian Dan, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Cristiana Pasca Palmer, Ministerul Sănătății Patriciu Achimaș Cadariu, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice Adrian Curaj, Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională Marius Raul Postan, Ministerul Culturii Vlad Alexandrescu, Ministerul Tineretului și Sportului Elisabeta Lipa, Ministrul Delegat pentru Consultare Publică și Dialog Social Victoria Violeta Alexandru, Ministrul Delegat pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni Dan Stoienescu, Departamentul pentru Relația cu Parlamentul Ciprian Bucur, Șeful Cancelariei Primului Ministru Ioan Dragoș Tudorache. Având în vedere că marea majoritate a noilor miniștri nu au experiență politică, liderii din Parlament au decis să susțină cu aceștia o sesiune de pregătire în care le va fi explicat procesul audierilor din comisiile de specialitate. Surse politice au declarat pentru Mediafax că o problemă a noilor miniștri este că nu cunosc procedurile parlamentare, dar și că ar putea avea emoții în timpul audierilor. Miniștrii lui Cioloș vor fi pregătiți pentru audieri de către ministrul propus pentru relația cu Parlamentul, Ciprian Bucur, fost expert în cadrul Comisiei Juridice din Camera Deputaților.